Bucătarii din grădinițe se plâng că sunt nevoiți să lucreze pentru salarii derizorii, asta în condițiile în care există o insuficiență de forțe de muncă în blocurile alimentare ale instituțiilor de educație timpurie. Mai mult, cei care au mai rămas să muncească au peste 60 de ani. Directorii grădinițelor spun că este imposibil să atragă tinerii specialiști pentru că lefurile sunt mizere. Dora Trofim lucrează ca bucătar la grădinița numărul 133 din capitală. Femeia spune că trebuie să hrănească peste 130 de copii, însă salariul o demotivează. La oarele 5, în toată ziua, și până în seara la oarele 5-6 lucrez. Lucrez de una singură, e foarte greu. Doamna directoare ne mai trimite ajutori, mai ajută câte un pic și ne străduim până când ați putea. N-ați putea într-o zi, salariile sunt foarte mici, nu vine nimeni. Femeia spune că ar putea să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit, însă gândul că micuții vor avea de suferit o face să rămână în bucătăria grădiniței. Ne străduim să reușim în timp. Copiii nu trebuie să suferă copiii dacă nu sunt lucrători și nu salarii. Directoarea grădiniței numărul 133, Iulia Boțan, spune că încearcă să caute soluții, dar oamenii, când aud de salariu, fac cale întoarsă. Cea mai dureroasă problemă asta e lucrătorii din bucătărie. Ați văzut că un bucătar singur activează de dimineață, din noapte până în noapte. Chiar dacă se apropie o persoană care are studii, vede că condițiile sunt foarte bune, dar când aud de salariu, spun vă mulțumim frumos, categoric nu. La grădinița numărul 6, angajații cu greu fac față volumului de muncă. Luba Onofreiciuc îi place să muncească în calitate de bucătar, dar problema cea mai mare este remunerarea. Mult de lucru este. Multe legumele curățite, tăiete, mâncarea, foarte greu. Mai este un bucătar, dar două suntem, dar ne vine foarte greu. Ce salarii aveți? Eu că am stajul de 40 de ani, am 3,5. Nu e de lucrat cu așa salariu. E foarte greu. Directorul instituției, Lidia Alexa, ne-a spus că ceilalți angajați de la bucătărie sunt chiar părinții copiilor care frecventează grădinița. Este salariu mic, este foarte mic, pentru așa o muncă enormă, unde ai responsabilitate de 300 de copii, de sănătatea, de viața lor. 3.000 de lei este, cred eu, mai mult decât insuficient. Bucătarul auxiliar are 2.100. Salariile bucătarilor în grădinițe a ajuns subiect de discuție și la primărie. Edilul Ion Ceban a menționat că există peste 100 de locuri vacante și a reproșat majorității parlamentare că nu întreprinde măsuri pentru redresarea situației. Unii dintre ei care am văzut că își dădeau cu părerea pe rețele de socializare, președinți de comisii, tot felul de experți încă pe Facebook, am văzut că cineva spunea că vrea ca în grădinițele noastre să fie bucătari de talia Michelin. Un deputat intră în magazin într-o singură seară și iese cu sacoșa de valoarea salariului bucătarului pe lume. Ne-am văzut personal. Potrivit lui Ceban, în prezent în grădinițele din capitală nu ajung 130 de bucătari. Salariul unui bucătar șef în instituțiile preșcolare este de 3.340 de lei. Un bucătar primește 3.120 de lei pe lună, iar bucătarul auxiliar are un salariu de 2.140 de lei.